11 cu 7. Bună ziua! Bună ziua! Pandemia aceasta, ne-am învățat, vrem nu vrem, să accesăm programele acestea Meet și Zoom și am organizat ședințe cu părinții online și am desfășurat orele toate și trebuia numai decât să fim la nivel, pentru că altfel cum să desfășoare copiii orele. Deodată când trebuia să nu mai ne inițiam în așa ceva, mă gândeam, dar poate nu mi-a trebuit, poate nu se va cere așa la cel mai înalt nivel. Nu, se cere și la cel mai înalt nivel. Și poate e că cursul acesta digital este foarte binevenit. În cadrul nivelului intermediar, deci sunt instruiți profesorii care deja au careva competențe digitale și le aprofundăm. Este vorba de lucru mai mult pe Drive sau în editarea diferitor documente, de exemplu Google Docs, elaborarea unor prezentări, elaborarea unui site educațional. Elevii vor mai mult, elevii vor interactivitate, elevii vor să înțeleagă în primul rând și odată ce echipamentele digitale sau resursele educaționale ne permit să ieșim în afara sălii de clasă în care noi facem instruirea, iată, anume această oportunitate trebuie valorificată. A startat totul în 2020, atunci când pandemia a făcut un impuls mai mare peste noi, peste toți și, bineînțeles, a fost semnat memorandumul de colaborare dintre gigantul Google și guvernul țării noastre pentru ca să ni se ofere nouă, pentru tot sistemul educațional, 300.000 de conturi educaționale Google, absolut gratuite. Noi avem și profesori debutanți și profesori pensionați, deja trecuți de peste 60 de ani. Și vreau să vă spun că sunt profesori din rândul lor care sunt câteodată și mai motivați și câteodată cu rezultate mai frumoase.